Comitetul Local pentru Prevenirea Răspândirii Bolilor Olt a confirmat în baza rezultatelor de laborator un nou focar de pestă porcină africană în rândul exploatațiilor comerciale din județ după cele de la Constantinești, Potești și Negreni, toate confirmate în luna august. Focarul de la Tufeni este cel mai mare de până acum și va duce la sacrificarea peste 37.000 de animale. Concomitent, autoritățile au decis și o serie de restricții ce vizează circulația animalelor, a cărnii de porc și a produselor din preparate pe o rază de 10 km în jurul focarului. Fermierii sunt îndemnați să respecte măsurile de igienă în exploatații, indiferent de natura lor, și să-și țină animalele închise. În momentul de față, în județ sunt active 4 focare în exploatații comerciale și 6 în gospodăriile populației, dar și 4 pe fondurile de vânătoare din Olt. Potrivit autorităților, în localitățile cu exploatații afectate de pesta porcină africană, nu au fost confirmate cazuri în gospodăriile populației sau pe fondurile de vânătoare.